Salutare, sunt Lucian, iar în tutorialul de astăzi o să vă arăt cum să adăugați efecte în Adobe Premiere. Dacă în tutorialele precedente am vorbit despre colorizare, despre editarea clipurilor audio, astăzi o să vă arăt cum să adăugați efecte atât clipurilor video cât și audio. Ele sunt nelipsite din orice clip, aveți la dispoziție o multitudine de efecte în Adobe premier, fiecare cu rolul său, o să vă arăt unde le puteți găsi și cum le puteți adăuga. Dar haideți să trecem la calculator. După ce ați deschis premierul și ați importat proiectul vostru, avem două ferestre despre care o să vorbim astăzi, adică tabul acesta de Efects, dar și cel de Efects control. În cazul în care nu va apar, trebuie să mergeți la Window, iar de aici să selectați effects control și effects. Tabul acesta de aici este cel despre care o să vorbim astăzi, el este împărțit în mai multe foldere, avem efecte pentru audio, avem tranziții, video effects și video transition. În momentul în care vom intra într-un folder, de exemplu în cel de video efect, vom vedea mai multe foldere, în fiecare folder în parte se află câte un efect. De exemplu ne Adjust o să găsim cel de level, în blur o să găsim cel de camera blur sau gaussian blur, sunt foarte multe efecte, după cum se și vede aici, în fiecare folder se găsesc altele. În acest tutorial eu o să vă arăt cum le puteți adăuga clipurilor voastre, cum le puteți modifica. Cel mai bine ar fi ca voi să le testați. Ok, o să selectez de exemplu cel de... haideți unul ca să se vadă destul de ok cel de gaze presupun că îl știți, este același din Photoshop, ca să-l adăugați unui clip, îl selectați și apoi îl trageți peste clipul vostru. În momentul în care l-ați adăugat clipului, automat în tabul de efect control va apare și efectul adăugat, în cazul meu cel de Gaussian Blur. După cum putem vedea în tabul de Effects Control, în afal de cel de Gaussian Blur, mai avem niște efecte, cel de Motion, Opacitate și Time Remapping. Acestea sunt niște efecte care se adaugă default clipurilor voastre, le adaugă premierul. Ele nu au nicio modificare făcută. De fapt, fiecare efect pe care îl voi îl adăugați unui clip vine cu setările default 0, nu se observă absolut nimic, ca și în cazul meu, Gaussian blur este Blur, nesu este de 0. Ca să modificați o setare a unui efect, mergând cu mouse-ul deasupra acelei setări, de exemplu în cazul meu acesta, țineți apăsat și în dreapta se accentuează blur-ul, dacă trageți, se și vede, iar în stânga el revine la default, adică 0. În cazul de față, efectul meu, cel de Gaussian are foarte puține setări, dar sunt alte efecte care au mai multe setări, de exemplu, hai să-l trag pe cel de levels, merg mai jos și uitați aici câte setări sunt pentru fiecare în parte și la fel ca mai devreme ca să modificați o setare țineți apăsat cu mouse-ul, trageți în dreapta iar în stânga revine la 0 la fiecare modificare pe care voi ați făcut-o în cazul în care vreți să o resetați aveți în dreapta un buton acesta de aici care resetează parametrul respectiv în cazul în care vreți și ați făcut mai multe modificări de exemplu fac și aici și aici și mai jos puțin aici și vreau să resetez tot acest efect aveți în partea de sus acest buton de Reset efect, iar dacă dăm click pe el, se resetează la valorile default, după cum se și vede. Dacă fac aici o modificare la Gaussian Blur și apăs pe acest buton, chiar nu mi apare Reset Parameter, care resetează acest parametru de aici la valoarea inițială, care este 0. În continuare o să vă arăt cum puteți să adăugați niște keyframe-uri efectului vostru. Pentru acest lucru o să fac această zonă de aici mai mare. De exemplu, dacă vreau ca atunci când clipul meu începe să înceapă cu blur ceva de genul ăsta, iar apoi în timp să ajungă la 0, voi merge la început, această porțiune de aici este durata clipului vostru de aici de jos, astfel o să merg la început, o să dau clip pe această iconiță de aici care este de toggle animation, automat mi se creează un keyframe aici, chiar aici la început, voi merge puțin în timp, voi apăsa pe această iconiță care este Add in or Remove Keyframe, în cazul meu vreau să adaug, iar aici voi modifica setarea parametrului meu la 0. În acest moment, dacă voi da play la clip, voi vedea cum parametrul meu de la 80 revine la 0. Dacă vreți, de exemplu, în acest moment de aici a să modificați și aici să fie 0, puteți selecta acest keyframe și să mergeți și să-l trageți deasupra cursorului vostru. Iar acum, dacă voi da play, voi vedea că va reveni de la valoarea de 84, cum a fost, la 0 mult mai repede. În cazul în care doriți să ștergeți aceste keyframe-uri, puteți să vă folosiți de aceste săgeți de aici, dacă apăsați pe cea din dreapta, o să meargă la cel făcut mai devreme, cel din dreapta și puteți să dați click pe acest buton de aici sau puteți să-l selectați și să apăsați pe tasta delete și el se va șterge. De reținut este că în momentul în care voi faceți, de exemplu, adăugați aici un keyframe, dacă vreți să modificați setarea, trebuie să fiți neapărat cu acest cursor chiar deasupra lui. Dacă sunteți cu un singur frame în dreapta, în momentul în care faceți modificarea se mai adaugă încă unul și abia se poate vedea aici. Cel mai ușor este să vă folosiți de aceste săgeți și vrei să-l ștergeți pe acesta, o să dau click, o să-l șteargă, o să merg la cel din dreapta, o să setez la 0 și merg la cel din stânga și vom vedea că este 84. Dacă vreți să puneți o anume setare, de exemplu vreau aici să fie 100, puteți să dați click aici și să scrieți 100 și apoi Enter și parametrul respectiv va fi de 100, în cazul meu Blărul. La fel și la următorul, dacă vreau ca aici să fie de exemplu 15, dau Enter, mai merg câteva frame-uri și dau aici 0. În momentul de față, parametrul se va schimba de la 100 până la 15 și abia apoi la 0. Având în vedere că sunt foarte multe efecte aici, o posibilitate ca să găsiți un efect este să mergeți la această iconiță de aici și aici, de exemplu, dacă vreau să caut cel de gaze amblar, pot să scriu G -A U și mi-apare automat. Acum eu pot să-l selectez și să-l trag peste clipul meu. În continuare o să vă arăt cum puteți să salvați aceste efecte, să spunem că eu vreau să salvez cel de gaze dar și de levels, să nu trebuiască de fiecare dată să fac aceleași modificări. Puteți să dați click pe un efect și să dați click dreapta și save preset sau puteți să selectați cu tasta control mai multe efecte, să dați click dreapta și save preset. În cazul de față o să-l denumesc, o să las de fapt gaze blur preset, o să dau click pe OK, iar apoi mergând la preset o să-l găsiți pe al vostru acolo, în cazul meu Gazian Blur preset sau scriind aici sus Gazian Blur o să-l găsiți și aici tot la preset, mergând pe acest clip de aici, al treilea, puteți să trageți efectul vostru direct peste clip și automat se importă efectele voastre, inclusiv cu modificările de mai devreme. Mă refer că sunt și cele trei keyframe făcute. În cazul în care vreți să copiați efectele de la un clip la altul, puteți să le selectați pe amândouă, cum v-am zis mai devreme, cu tasta control și să apăsați control C sau dând click dreapta copii și mergând peste clipul vostru unde vreți să pune setările, click dreapta paste, ele se pun automat. Iar în cazul în care vreți să copiați acele efecte peste mai multe clipuri, să nu trebuiască de fiecare dată să dați paste, puteți să mergeți pe clipul respectiv, dați click dreapta, copy, iar selectând clipurile peste care vreți să dați Paste, dăm click dreapta și de aici vom merge cu Paste Attribute, iar de aici veți selecta efectele la care vreți să dați Paste. Pe lângă aceste efecte, cele de video, mai avem și tranziții pe care o să le folosiți probabil cel mai des. Mergând în folderul de Video Transition, de exemplu, mergem pe folderul de Dissolve, iar aici cel mai folosit este de, cel de Cross Dissolve. Ca să-l adăugați la fel, îl selectați și apoi îl trageți peste clipul vostru, în cazul de față este o tranziție, și atunci puteți să-l adăugați ori la finalul clipului, dacă vreți să ștergeți această tranziție o selectați dând click pe ea și apăsând pe tasta delete sau puteți să o trageți între cele două clipuri și atunci jumătate va fi la finalul clipului și jumătate la începutul clipului următor. Bine, nu este o alegere inspirată în acest caz, dar așa puteți adăuga tranziții clipurilor voastre. Cam atât în ceea ce privește acest tutorial, sper că v-a fost de folos, mai multe informații despre mine găsiți jos în descrierea clipului și până data viitoare spor la editare și nu uitați să vă abonați la canalul de YouTube F64 pentru a fi la curent cu ultimele noutăți în materie de foto-video, iar dacă aveți întrebări, sugestii, aștept comentariile voastre mai jos.